Imobilul din strada Suceava, în care ar trebui să se desfășoare activitatea cercurilor de la Clubul Copiilor, se află încă în așteptarea ultimei tranșe de bani promisă de Ministerul Educației și Cercetării pentru finalizarea lucrărilor de construcție. Eu sunt absolut convins că în toamnă deschidere o facem pe nou local. Dar mai trebuiau acolo vreo 6 miliarde. Deschiderea este totală. Și asta trebuie să recunosc din... determinată și de noul director, care s-a implicat activ, fiind un factor de presiune atât la nivel județean cât și la nivel național. Directorul Clubului Copiilor din Roman, Ilie Boloca, mai speră însă la faptul că promisiunile primite din partea conducerii Inspectoratului Școlar al județului Neamț și cele venite din partea primarului municipiului Laurențiu Leureanu își vor găsi ecoul la Ministerul Educației și Cercetării. Eu sunt convins că nu în calitate mea de consilier am dat mâna cu primăria, ci din cauza primarului, care este foarte preocupat de bunul mers al Clubului Copiilor, pentru că dumnealui domnul primar a avut în gestiune clădirea, a investit ca urmare a trecerii la minister, probabil din acest motiv s-a oprit și finanțarea. Au mai venit ceva bani, i-am investit, avem promisiune atât din partea domnului inspector general, domnul doctor, profesor doctor Viorel Stan, că se vor continua lucrările, avem promisiunea și din partea domnului primar că face demersuri pentru continuarea lucrărilor. Eu cred cu siguranță că dacă acești doi oameni au făcut astfel de afirmații, cu siguranță lucrurile se vor rezolva. Iar pe mine mă bucură. Sunt doi oameni puternici, doi oameni serioși care nu dau cuvintele sau nu folosesc cuvintele așa de... Iar pe mine... Clădirea din strada Suceava are o întreagă poveste. Inițial, ea a fost reconstruită pentru a folosi ca imobil al școlii gimnaziale numărul 2, lucrări de consolidare care au început prin anii 1995, ulterior fiind abandonate din lipsă de fonduri. După retrocedarea clădirii din strada Cuza Vodă către Arhiepiscopia Armeniei, Clubul Copiilor, care a funcționat acolo peste un sfert de secol, a fost mutat provizoriu într-o aripă a școlii gimnaziale numărul 9, în care funcționează și astăzi, în condiții uneori improprii specificului de club. Unitatea a avut de-a lungul timpului și o serie de dificultăți legate de frecvența copiilor din cauza amplasamentului clădirii într-o zonă destul de îndepărtată a municipiului.